Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip pe acest canal. Astăzi a venit momentul să vă prezint un vagon seria 3076. Așa cum vi l-am arătat în setul cu vagoanele 2296, acesta evident se asortează cu vagoanele acelea. Este practic un vagon din aceeași familie, vagoane care au fost importate din Germania. Dacă nu mă înșel, le spune Halberstadt, ceva de felul acesta. Sper să nu greșesc. Dacă știți voi care este nickname-ul lor, vă rog frumos să mă lăsați la comentarii. Așadar, vagonul seria 3076 este practic o conversie realizată de către trainsaddicted.ro, un vagon pe care practic l-am achiziționat la pachet cu setul 2296 de la un proprietar. Vagonul a fost achiziționat second hand, cum v-am spus, în acel set, dar vă readuc aminte aici. Acest vagon s-a produs într-o serie limitată, evident, așa cum ne-am obișnuit cu toții, dar cu două numere de înmatriculare, alături de un alt vagon, tot seria 3076, sub formă express. Vagon pe care vi l-am prezentat, dacă nu greșesc, vagon care și acesta a fost din nou prezentat și realizat cu două numere de înmatriculare, am câte unul din fiecare, dar nu și pe celelalte, evident, nu cred că are sens momentan. Dacă vă aduceți voi aminte, la prezentarea cu acest vagon, făcusem bâză puțin că acest vagon are 12 geamuri, iar cel din imagine are doar 10, pentru că majoritatea vagonelor seria 3076 au doar 10 geamuri, mai puțin cele din capete, cele de la WC. Dar, având în vedere că modelul de conversie probabil era disponibil doar cu 12 geamuri, s-a căutat o metodă de a găsi un vagon de la CFR Călători cu 12 geamuri și evident că cele două înmatriculări corespund cu acestea. Așadar, o să lăsăm vagonul în schema express la o parte pentru că este efectiv identic. Singura diferență este faptul că cel în schema originală de România, să spunem, dacă oricum este un vagon de import din Germania, dar așa a fost vopsit prima dată în România. Singura diferență este că acesta este iluminat digital și în plus față de vagoanele seria 2296 pe care vi le-am prezentat acum ceva timp, acesta este echipat inclusiv cu stopuri. Stopuri care din nou sunt comandate digital, dar mai multe despre chestia asta mai încolo. Așadar, cam așa este cutia, pentru cei care nu v-ați prins, este vorba despre o conversie dintr-un model Rocco, așa arată noile cutii de la Rocco, sunt de fapt deja de ceva timp sub această formă. Vagonul de care dispunem astăzi este un vagon clasa 1 CFR Călători, tipul AEM, cu numărul 024-8, cod intern de la magazin Studio Trains Addicted 5602. Dar să lăsăm vorbăria la o parte pentru că nu de asta ați venit aici. Vom trece direct la partea de unboxing a acestui vagon. Un vagon care, din nou, este un model destul de rar. Nu prea n-am văzut să fie comercializat decât pe eBay la niște prețuri ceva mai măricele. Am scos plastic la o parte și îl vom scoate din cutie. Așadar, cam așa se prezintă vagonul seria 3076. Să facem și focusul. 50-53, așadar vagon pentru trafic intern. 3076-024, cifră de control 8, RO, CFR Călători, tipul AEM. Vagon care, din păcate, nu atinge decât 160 km pe oră în România, dar ar fi putut deoarece patina pentru frânare electromagnetică este, bineînțeles, prezentă. Și dacă tot ne aflăm aici, o să începem direct cu boghiurile, care, după cum se poate vedea acolo în spate, sunt deja pregătite pentru iluminare interioară, se vede și cablu tras ulterior, dar acest vagon a venit deja pregătit cu lamele de corectare curent,
lucru care evident a ușurat munca pentru partea de iluminare a acestui model de vagon. Boghiurile sunt vopsite foarte frumos, iubesc acest gri. Din nou observăm și inscripționarea de lungime a acestuia și bulina verde pe care din nou am regăsit-o la modelele 22-96. Mergem mai departe la ușă, putem observa că avem două găuri pentru a monta bara de susținere și uite aici avem o scară care nu este de fapt decupată, este turnată din plastic, dar nu este nicio fel de problemă aici. Scară care este reală. Această scăriță de jos este culisantă în momentul în care ușa se deschide. Bravo, Rocco, pentru chestia asta, un detaliu excelent, lucru pe care, din păcate, nu l-am găsit la vagoanele Rocco. Pe partea aceasta, exact ca și vagoanele seria 2296, este mai greu să ne dăm seama pe ce parte ne aflăm, dar vă spun că ne aflăm pe partea cu toalete și compartimente. Putem observa acest 1, fond tipic pentru aceste vagoane din seria 76, să-i spunem, da, 2296, 3076, 2276 și așa mai departe, puțin oblic. La toaletă nu este un alb, ci este, m-am impresia că era un ceva burete pus acolo, nu știu exact să vă spun ce este, dar ideea e că arată mult mai bine față de acel alb pe care le găsim pe vagoane 2296. Putem observa jumătate de soare și jumătate de fulg de nea, ceea ce reprezintă că acest vagon este aclimatizat atât pe iarnă cât și pe vară, numărul de acces la locuri. Și, din nou, putem observa două geamuri cu ghilotine lângă toaletă, ceea ce significă că aici avem două compartimente, după care avem un interior la comun, da, bou vagon, iar în capăt avem trei compartimente. Este aceeași configurație ca la vagoanele 3076, vagoanele 2296 din setul Tilic 501-1993. De remarcat este și această tăbliță pe care este afișată ruta trenului, dar față de Tilic aici nu avem o rută afișată. Sincer, este mai realist, așa că de multe ori la CFR Călători aceste panouri nu prea funcționează și de fiecare dată se pune o foaie în geam cu ruta de parcurs a trenului. Să aruncăm o privire și asupra unuia dintre capete. Capăt care nu reprezintă prea multe detalii, dar, cum v-am spus, avem iluminarea stopurilor pe care am să vă prezint ceva mai încolo. Din păcate, fără tampoane funcționale, dar arată decent spre bine, să spunem, având în vedere faptul că mărimile geamurilor din spate par a fi la mărimea potrivită față de modelele 2296 de Atelier, care sunt parcă prea mari. Mergăm puțin și pe partea cealaltă. Aici avem parte de hol. Putem observa, în primul rând, în dreptul de jos al geamurilor, sau cel puțin la o parte dintre ele, o bară de care te ții pe coridor. Lucru pe care îl confirm, acea bară chiar există, deoarece am călătorit și la bordul acestor vagoane de clasa 1, din nou, sunt unele dintre cele mai confortabile vagoane de la CFR Călători. Putem observa bara care este din când în când și putem vedea și că geamurile cu chilotină, avem unul aici, după care două pauză, din nou unul, la un moment dat sunt câte două. Aici a depins cumva cum a fost montate și la gripița, dar pot să vă spun faptul că este aceeași configurație de geamuri ca la vagoanele seria 2296 pe care le-ați văzut deja. Așadar, un vagon absolut excelent din toate punctele de vedere. Să vedem puțin și plafonul. Avem o aerisire în partea aceasta, este doar aici. Nu știu, sincer, să vă spun ce face de fapt. Și aceste două adaosuri, le-am mai văzut și la vagoanele AVA 200, dar, din nou, nu mi s-a spus până acum de către nimeni în comentarii ce fac de fapt acestea. În mare parte, cam acesta este vagonul seria 2296, un vagon absolut superb de la Rocco, o conversie de la 30 dictit. O să punem puțin și pe șine, ca să vă prezint eventual puțin și istoria acestuia. Așadar, am poziționat și vagonul seria 3076 pe șine și l-am pus evident alături de celălalt vagon seria 3076, de care sigur vă aduceți aminte pentru că l-am prezentat acum ceva vreme.
Și evident că l-am acompaniat alături de vagoanele seria 2296, iarăși prezentate anterior. În primul rând, ce aș vrea să remarcați asupra acestui vagon este diferența de culoare față de modelele seria 2296, deși ambele vagoane sunt trains addicted. Acum, într-adevăr, vagonul seria 3076 este o conversie dintr-un model Rocco, dar n-am înțeles neapărat de ce este această diferență de nuanță dintre ele. Probabil că așa este și în realitate, dar nu sunt sigur. Diferența nu este una foarte notabilă, dar este sesizabilă, să spunem. Din nou, revenind asupra vagonului seria 3076, acesta a venit echipat cu boghiuri MD36 din Germania. Un vagon care vă spuneam, exact ca și modelele de seria 2296, a fost modernizat între anii 2007 și 2010 la revizia București-Ghivița. Sunt niște vagoane destul de reușite, niște modele absolut excelente. De menționat este faptul că au fost modernizate sub două variante. Una dintre ele este aceasta cu 11 geamuri laterale, iar cea de-a doua este varianta cu 10 geamuri. Cele două de față, modelele 3076 cu numerele 024, cel în vopsire cu roșu, și 029, cel în vopsire expres, sunt modelele cu 11 ferestre. Motivul este evident unul destul de clar, și anume faptul că modelele Rocco din care s-a făcut conversia nu erau disponibile decât cu acest număr de ferestre. Prin urmare, s-a ales o conversie corectă până la urmă, pentru că aceste vagoane chiar au existat cu aceste înmatriculări seria 3076, dar am vrut să menționez faptul că majoritatea vagoanelor au mai puține geamuri, și anume 10, nu 11, cum sunt acestea, și atunci este o ușoară confuzie. Modele cu 11 geamuri, cum este acesta 3076, exact cu această formă curbată în capăt față de modelul seria 2296, sunt vagoanele seria 2276, care sunt practic identice celor 2296, doar că au altfel capătul acesta de aici. În mare parte, cam acestea ar fi principalele diferențe. De menționat este faptul că boghiurile acestor vagoane, cum vă spuneam, MD36, au venit din Germania cu patină de frânare electromagnetică, ceea ce înseamnă viteze de 200 km la oră, din păcate în România limitate la 160 km pe oră după modernizare. Putem observa grigul vopsirii acestora. Îmi place mai mult acesta expres, dar cu siguranță și cel în schemă cu roșu arată senzațional. Diferența dintre cele două vagoane pe care vi le-am pus aici este faptul că cel în schemă cu roșu este iluminat digital, și o să vă arăt de îndată iluminarea acestuia. În schimb, cel de clasa 1 este standard, așa ne-am nimerit să fie cumpărate. De asemenea, cel roșu este iluminat inclusiv în capete, o să vi le arăt imediat și pe acelea. Așadar, cel de clasa 1, evident, se aprinde independent ca și setul 2296 și este setat momentan pe aceeași adresă, astfel încât eu să vă pot arăta, să se asorteze cumva cu această garnitură de vagoane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 până la 14. Practic, acest vagon evident este iluminat foarte frumos, iar funcțiile 15-16 sunt rezervate pentru capetele vagonului, care din nou se aprind independent în mod digital. Este practic vagonul seria 3076, un model de vagon destul de confortabil. Nu prea se mai văd foarte multe pe trenurile de parcurs din România. Le-am văzut pe Iași-Timișoara și trenuri sezoniere, dar în rest, sincer să fiu, nu foarte multe la drum lung. Probabil că de multe ori aceste vagoane mai zac prin revizia Grivița și așteaptă osii noi. În mare parte, cam acestea au fost impresiile mele despre vagonul seria 3076, așadar un vagon absolut excelent care completează deosebit de bine setul de vagoane 2296
și evident modelul Express care completează vagoanele, o garnitură de vagoane Express. Așadar, cam acestea au fost impresiile mele. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să apăsați butonul de like, să dați un share, să vadă și pe tine voștri și să vă abonați la canal dacă încă nu sunteți. Iar până data viitoare, eu nu vă spun altceva decât numai bine.